foarte adesea ne lăsăm descurajați în încercarea noastră de a face un bine datorită perspectivei descurajatoare. Și anume, gândim că lucrul acesta nu va ajuta chiar la nimic. Dar aș vrea să citim împreună cuvintele lui Martin Luther King. Chiar dacă nu reușești cu dragostea ta să-ți faci dușmanul mai uman, vei putea și vei reuși să împiedici ca ranchiuna și ura să-ți distrugă inima ta și să o facă după chipul inimii lui. Cu alte cuvinte, n-ar trebui să mă descurajez în fața perspectivei inutilului. E inutil să discut, e inutil să spun, e inutil să-mi exprim dragostea. Lucrul acesta nu este adevărat în niciun fel de împrejurare. Dragostea este de la Dumnezeu. Ea este sfântă, ea nu va pieri niciodată și nimeni, absolut nimeni, n-a umblat vreodată în dragoste, fără ca urmarea ei să se reverse întâi și întâi asupra sufletului lui. Lucrul acesta ar trebui ținut în mintea noastră viu, ori de câte ori înclinăm să ne descurajăm și să ne reținem de la a face un bine sau un lucru bun, bazat pe faptul că urmează să n-aibă niciun fel de efect sau de impact. Nu, nu se va pierde niciodată lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu. Aceasta e asigurarea pe care ne-a dat-o Iisus. Nici măcar un pahar de apă nu se va pierde. Cum s-ar pierde un simțământ curat și sfânt al inimii mele către cel de lângă mine în încercarea mea de a-l ajuta să fie fericit și binecuvântat? Ieremia este confruntat cu o situație de acest gen în mijlocul unor vremi atât de tulburi. Era cineva care umbla după niște lucruri. Și Ieremia întreabă, tu umbli după lucruri mari într-o vreme ca aceasta? Adică acestea nu te interesează pentru că sunt neînsemnate, pentru că nu vor reuși? Nu umbla după lucruri de felul ăsta. Iată, voi aduce nenorocirea peste orice făptură, dar ție îți voi da ca pradă de război viața ta, în toate locurile unde vei merge. Dacă te reții să răspunzi provocării, dacă nu vei răspunde răului cu rău, dacă vei întâmpina ura cu iubire, nu numai că nu ai pierdut nimic, dar ai câștigat imens. Îți voi da ca prada acestui război așa de nedrept, atmosfera frumoasă din sufletul tău. Te voi scăpa și nu vei cădea sub sabie, ci viața ta îți va fi pradă de război pentru că ai avut încredere în mine. Înțelegi acum de ce a spus Iisus să iubești pe vrăjmașul tău? Pentru că dacă tu refuzi să iubești pe vrăjmașul tău, tu vei deveni ca el. Nu sunt decât două opțiuni. Iubind pe vrăjmașul tău, păstrezi ființa ta în dragoste, sau, neiubind pe vrăjmașul tău, ajungi să te transformi în asemănarea lui. Această pradă de război care este viața ta, pe care o promite Dumnezeu, este de fapt o comoară și o piatră scumpă pentru care ar trebui să nu fim niciodată descurajați de a umbla în dragoste. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește totdeauna răul prin bine.